avut, am ocazia de a prezenta Facultatea de Științe Umaniste și Sociale, a cărei decan sunt. Cum spunea domnul prorector, avem programe pentru toate cele trei niveluri de studii, licență, masterat și doctorat. O să încep cu prezentarea specializărilor la nivel de licență și doresc să vă spun că avem programul de studii Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Engleză pentru tinerii și cei care poate doresc să se reorienteze în carieră și își doresc să îmbrățișeze cariera didactică și nu numai. Pot fi consilier cultural, traducători, pot lucra chiar și în administrație, la birouri notariale. Avem absolvenți, însă preponderent pentru cei care doresc să fie profesori de limba română și de limba engleză. De asemenea, avem specializarea de jurnalist, pe care încercăm să o facem cât mai atractivă, astfel încât să se înscrie cât mai mulți tineri. Administrație publică, pentru cei care doresc să lucreze în administrația publică locală și centrală, de ce nu, în consilii locale, consilii județene, primării, centre culturale, municipale și județene. Un alt program de licență pe care îl propune facultatea noastră este un program vocațional, Teologie Pentecostală Didactică, la care se înscriu în special reprezentanții cultului pentecostal și vocația își spune cuvântul, cei mai mulți sunt profesori pentru religie pentecostală în licee sau în facultăți. Pentru toate programele de licență avem programe de masterat, așadar avem pentru limba și literatura română, limba și literatura engleză, două programe de master pentru cei care doresc să lucreze în învățământ ca profesor de limba română, limba și literatură tendințe actuale, iar pentru cei care doresc să predea limba engleză în școlile noastre, avem lingvistică aplicată, perspective moderne în predarea limbii engleze. La administrație publică avem un program de master, administrație publică în context european. Pentru jurnalist avem imagine mediatică, iar pentru programul de studii de licență Teologie Pentecostală Didactică, un program de teologie publică, așa se numește masteratul Teologie Publică și pot să vă spun că este un program unic în țară cu care colegii mei de la specializarea de Teologie Pentecostală se mândresc foarte tare. Pentru filologie avem și un program de doctorat. Cei care doresc să îmbrățișeze o carieră universitară sau să-și definitiveze studiile cu un doctorat, pot să se înscrie la programul nostru de doctorat în domeniul filologie, așadar română sau engleză. Sperăm ca pe viitor să putem oferi studii doctorale și pentru celelalte programele facultății noastre. Avem și pe teologie evanghelică, deci cei absolvenții de master de teologie publică se pot înscrie la programul de teologie evanghelică, unde avem trei cadre didactice abilitate cu relații în străinătate, astfel încât, spre exemplu, în semestrul acesta, studenții noștri de la doctorat vor pleca la un stagiu de pregătire de o lună în străinătate.